Aproape toate cele peste 23.000 de hectare cu porumb din județul Hunedoara sunt însămânțate, campania apropiindu-se de finalizare. Specialiștii estimează o recoltă bună, dar totul depinde și de nivelul de precipitații din perioada următoare, în prezent umiditatea solului fiind una satisfăcătoare. Din suprafața pe care noi o preconizăm a fi însămânțată în această primăvară, în această campanie, prognozăm undeva la 22-23.000 de hectare, avem în jur de 21.500 de hectare cultivate. Campania încet încet se apropie de sfârșit cu însămânțatul porumbului. Din punct de vedere al nivelului de umiditate, zic eu că stăm satisfăcător până în acest moment. Ar fi necesar ploaie pentru a străpunge puțin crusta formată în urma ploilor din perioada anterioară. Culturile arată corespunzător din punct de vedere al stării de vegetație. Să sperăm că perioada următoare va evolua corespunzător pentru plante. Îmbucurător este și faptul că suprafețele cultivate cu porumb în județul Hunedoara rămân relativ constante, neexistând fluctuații majore la acest capitol. Suprafețele, să știți, la principala cultură, la porumb, plus, minus, fluctuațiile sunt foarte mici. În general, aici ne încadrăm 22-23.000 de hectare la nivelul județului. Porumbul este cea mai cultivată plantă în județul Hunedoara, unul eminamente montan și în care predomină zootehnia.